Oare ce vreți să ne arătați, ba Ștefan? Mălaiu? Mălaiu și încă mai am. Aici am petrinjei, morcovi, acolo am roșii, vedeți cum e aici decurat. Da. Nici că ierbicidat, și porumbul și n-am ierbicidat. Dar eu n-am lăsat buriana să hodinească, eu am dat de lucru. Și am un mălaiu, oare îi face și nouă un cucuruz? Să da, sigur. Să vedem cum e mălaiu. A uitat aici, Anin. S-a făcut ori nu s-a făcut? Aurul României, nu? Eu ce știu cum îi spune. Suntem români. Suntem români, da. Da. Galben ca și aurul. Da, vedeți ce frumosul. Da, asta e cumpărat. Adică sămânță ai cumpărat? Nu! Nu? E sămânță românească. Sămânță dintr-un an, dintr-altul. Am înțeles. Ia uite pe... Ni! Aici l-am mai ciugulit. Ia uite, după unul s-au făcut doi. Da. Bună sămânță aveți. Foarte bună. Da. Eu foarte mulțumit. Înseamnă că azi mâine e cules, ba Ștefan. Acuma! Acum numai să găt acolo ce-s format de ala. Uh-huh. Aș vrea să vă întreb, Ștefan, dacă vă amintiți de cum se fășeau clășile pe timpuri. Claca de spănușat, mălai. Știți cum? Știu. Ați prins? Dar cum să nu? Ați fost și dumneavoastră în claca. Ia să ne. Îi rupem și băgam acolo în șură. Și sara se strângea clacă și desfăcau cucuruzul acolo în șură. Uite-ne, desfăca, îi punea acolo, penușile le punea deoparte și astea le da la animale. Pănușele. Pănușele, sigur. Da. Se strângeau mulți după în sat la câte o clacă? Da! Mai mulți, care, mai ales care-s vecini. Uh-huh. Vecini se strângeau mereu pe rând, unul la altul, sara după ce îi sprăvea cu animalele, cu tătul. Da. Cu tătul. Și mereu l-a desfăcat, la porumb. Nu. Îmi povestea unii oameni de pe aici, de prin zona noastră, că după ce se găta claca, i-a sfăcat mălai, să mai aduceai câte un șetieraș, câte un trișcaș, un fluieraș, să mai lăsa cu joc. Aia nu. N-ați prins? Aia nu. Nu înseamnă că păsatele dincolo. Aia după clacă, nu. Aici, dacă mereu acolo să ajutau, bea câte un par de țuică. Uh-huh. Nu. Și aia, asta era treaba. Da. Nu. Faine vremuri au fost, așa e, ba Ștefan? Au fost faine. Nu au fost ușoare nici atunci, dar am mult mai grele. Cam dacă n-ai un pic de bani, n-ai făcut nimic. Corect. N-ai făcut nimic. Aici, ba Ștefan, văd că aveți niște roșii. Da. Porodiș sau cum le spuneți? Porodiș. Așa le spuneți dumneavoastră. Da, ori roșii, ori porodiș. Uh-huh. Acum numai ieri v-au dus două găleți de roșii. Pentru bulion? Da, sigur, fata asta din Cluj. Da. Nu. Văd și varză. Aici varză. Și de la Vale Fasole. Ardei, da. Nu. Din acolo... aici, ăștia-s ardei din aia iuț. Da. Mărcozamă de fansule. Da, sigur. Numai aici e baiul că varza nu s-a prea făcut. Poate i-a trebuit apă mai multă. I-a trebuit, da, sigur. Mm-hmm. Da, pentru aia până la toamnă... Are vreme să facă asta, da. Văd că și mâțul după dumneatale. Da, după mine. Hai mă, țițicule. Ăsta e prietenul dumneavoastră. Hai mă, țițicule, mă. 5, dracu, hai. Numai unul aveți. 5. 5 mâți. 5. Ei. O rămas de la vecina, că a murit vecina anul trecut. Da. Și o rămas asta, e mâță, și încă una albă și o puia și... Las că șala-i suflet. Corect. Și le dau de mâncare. Și acolo de la vară vezi pomnișor, fasole.
Aici ni fasole, asta o am păstăit, că noi așa zicem. Păstăită? Sigur, sigur. Mai este de aia verde. Vă arăt. A strâns-o, bă, Ștefan. O am strâns, dar mai este așa cât e un bob. O am lăsat aici care să uscă, să uscă, că și așa bai nu facem. Da, da, da. Păi așa, no, măcar să ai aici pentru dumneatale, dacă e singur. Da, da, am destulă. O, Doamne, și de 5 ani. Și aici vină păria cu cartofi. Aici am cartofi de ala pentru pireu. Mm-hmm. Cartofi albi. Mov, da. Da, da, da. De-aia mov, așa. Mm-hmm. Uite cum se joacă cu dumneavoastră. Da, 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 e pretinos, mățu. No, am pus că fetele astea zice, pune și de-aia cartofi. Pentru pireu. Munca asta țăranului la ora actuală, mă, e plătită, bă, Ștefan? Nu-i plătită. Nu-i plătită. Nu-i plătită. Dar ce s-a întâmplat? Nu. De ce nu se plătește munca țăranului? N-are cine lucra. Ai baiu. Da. Înainte, bătrânii, pe copii nu-i lăsa să meargă, îi ținea acasă. Și era o grămadă. Și din munca aia trăiau. Și să lucra mult înainte. Mult. Și atunci, nu ca și acum. Porumbul, ce făcea? Îl semănai așa ni cu mâna, ca și grâu. Și după aia taie tu pe ala, lasă-l pe ala, îl tai. Așa, așa, așa a fost. Ce să facem? Așa e viața. O trăim cum putem. Degeaba ne căznim, să înjurăm, că atâta care suntem. Și facem păcate, dacă înjurăm. Da. Cine crede, cine nu, mă ești treaba lui. Eu, părerea mea.